10 localități vâlcene, Drăgășani, Sutești, Gușoieni, Măciuca, Fârtățești, Tetoiu, Lăcusteni, Zătreni, Livez și Grădiștea vor fi traversate de un drum modern aflat în administrarea Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi. DN67B n-a mai fost modernizat de mai bine de 40 de ani, dar acum are toate șansele să devină o cale rutieră care va lega rapid localitățile din această zonă. Astăzi este o zi extrem de importantă și o spun cu mare bucurie că e ziua importantă. Am semnat certificatul de urbanism pentru o lucrare extrem de importantă, modernizarea DN67B. Este un drum Scoarța-Pitești, un drum național care traversează județul Vâlcea, un drum național care trece prin comunele Grădiștea, Livez, Zătreni, Lăcusteni, Tetoiu, Fârtățești, Măciuca, Gușoieni, Crețeni, Sutești, plecând din municipiul Drăgășani, pe care de asemenea îl traversează. Așadar, sunt 11 localități, inclusiv municipiul Drăgășani, pe unde trece acest DN67B nemodernizat, cred că de zeci de ani, dacă nu chiar mai devreme de anii 80. Nu s-a mai făcut nicio lucrare pe aici, din informațiile mele. Vreau să le mulțumesc domnilor primari din localitățile pe care le-am enumerat pentru faptul că au înțeles și s-au mobilizat exemplare alături de mine, de instituția Consiliului Județean, pentru că au dat avizele legale necesare și iată, astăzi președintele Consiliului Județean, adică eu, cel care vă vorbește, Constantin Rădrescu, am avut mare onoare și bucurie să semnez certificatul de urbanism pentru o lucrare extrem de importantă, modernizare DN67B, Scoarța-Pitești. 11 localități din județul Vâlcea sunt traversate de acest drum și le repet, Drăgășani, Sutești, Crețeni, Gușoieni, Măciuca, Fârtățești, Tetoiu, Lăcusteni, Zătreni, Livez și Grădiștea, localități în care se vor face aceste lucrări de asfaltare și modernizare, de care se vor bucura oamenii. Cea mai mare bucurie este pentru mine că facem lucruri în logica binelui și pentru oameni. Am semnat așadar acest certificat de urbanism și sper ca lucrările și autorizația să se emită cât mai repede, pentru ca lucrările să înceapă într-un timp scurt și oamenii să circule pe un drum nou, curat și frumos, nemodernizat de zeci de ani, DN67B. Până acum, toate cele 10 localități vâlcene au eliberat autorizații de construire necesare demarării investiției în infrastructura din sudul județului.